Sindicaliștii din Poșta Română acuză că angajații sunt nevoiți să presteze foarte multe ore suplimentare pentru a acoperi deficitul de personal. Măsurile haotice de disponibilizare făcute de Poșta Română în perioada 2011 și până în prezent se răsfrâng asupra salariaților poștali existenți în momentul de față în cadrul Poștei Române, prin faptul că contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate de distribuire a acelor carduri de sănătate se derulează foarte greu, cu un număr redus de salariați, ei înregistrând ore suplimentare cu mult peste norma lor de încadrare. Angajatorul nu dorește să recunoască aceste ore suplimentare. Sindicatul Poșta Română Constanța a făcut deja o sesizare către Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la această situație. Probleme sunt și din cauza reducerii numărului de oficii poștale din oraș. Disponibilizările masive efectuate de Poșta Română, dar și reducerea numărului de oficii poștale a cauzat o supraaglomerare a puținelor unități încă disponibile în orașul Constanța. Aproximativ jumătate din municipiu a rămas neacoperit de oficii poștale, iar oamenii din aceste zone sunt nevoiți să se deplaseze pe distanțe considerabile. Întâlnim foarte greu un oficiu poștal care să deservească mai multe cartiere. Avem toată latura industrială și inclusiv partea de Palas până undeva în zona Inel 2, cartierul Compozitorilor și toate celelalte care sunt neacoperite de un oficiu poștal, clienții fiind nevoiți să se deplaseze la oficiul de la Intim, în zona Brătianu. 6.000 de lucrători ai Poștei Române au fost disponibilizați în ultimii ani. Măsurile au început încă din anul 2011, iar abia acum se simt pe deplin efectele lor.